Această poveste este din 1995. Max locuia în orașul Chicago, muncea la un muzeu renumit din Chicago. Într-o zi, Max vorbea cu asistentul lui, Sheldon. Un sicriu alb era în fața lor. Sheldon, această mumie e din Egipt. Se spune că are 1000 de ani. E un rege foarte periculos. Se spune că regele a îngropat de vii 100 de oameni în pereții mormântului lui. Domnule, am auzit că în timp ce murea, acest rege le-a spus oamenilor că se va întoarce să conducă regatul. Ce? Și după moarte? Ce rege arogant era! Cred că a lăsat faima să-i se urce la cap. Da, ai dreptate, domnule. Poate cu el aici, muzeul va fi și el renumit. Da, e o idee bună. Mâine voi întreba șeful unde să o expunem. E timpul să închidem muzeul, să ne terminăm lucrul. Bine, domnule, vom decide unde să expunem mumia mâine. Să terminăm hârtiile de livrare. Max și Sheldon s-au întors în birou să termine documentele. Dar când au plecat din cameră, sicriul a început să scoată niște sunete. Ochii i s-au deschis, erau roșii și era înfricoșător. A rupt sicriul alb în bucăți și s-a ridicat privind ușa, de parcă căuta fiecare cameră ca să scape de moartea lui chinuitoare. Până ce a găsit o cale de scăpare din muzeu. Sheldon, închide tu, eu merg acasă. Bine, domnule! Max a plecat din clădire. Sheldon a închis fiecare ușă, dar când a trecut prin fața camerei cu mumia, a văzut bucățile sicriului rupt și mumia nu era nicăieri. Urme de picioare cu sânge erau din cameră în cameră în tot muzeul. Ale cui sunt aceste urme sângeroase? Se vedea pe fața lui Sheldon că și-a dat seama brusc. Ochii i s-au mărit de frică. Ceva trebuie să fie greșit! Ceva e greșit! Oh, nu! Mumia trebuie să fie vie! Acestea sunt urmele ei! A urmărit urmele în mijlocul unui lot de parcare acoperit de zăpadă. Oh, nu, nu! Mașina lui Max era parcată chiar aici! Asta înseamnă... Sheldon a fost îngrozit și l-a sunat pe Max imediat. Max a răspuns într-un final. Sheldon a întrebat. Domnule, unde sunteți? Ce s-a întâmplat, Sheldon? Sunt pe strada Baker. Dar de ce e speriat? Domnule, acea mumie nu e în cutie. Nu e în cutie? Unde e? Unde sunteți? Deci, despre ce vorbești, Sheldon? Nu, domnule, nu înțelegeți ce spun. Cu siguranță, Sheldon, te voi suna de acasă. Domnule, ascultați-mă! Apoi mumia s-a ridicat de pe bancheta din spate a mașinii lui Max. Ochii lui erau roșiatici, iar corpul era acoperit cu bandaje. Max a țipat când l-a văzut. Ai dreptate, Sheldon! Este în mașina mea! Max a pierdut controlul mașinii lui și s-a lovit de un copac. Domnule! Vin acum! Vin acum! Sheldon a fugit înapoi în muzeu să ia cheile. Dar a luat și sare din biroul lui. Apoi a mers spre mașină. Max era rănit rău, capul îi sângera. Când s-a ridicat încet și s-a uitat înapoi, nu era nimeni acolo. A deschis ușa și a început să șchiopoteze și să fugă. Apoi mumia a fugit în fața lui. Max era îngrozit. A luat un băț și a lovit mumia peste față. Dar mumia abia s-a mișcat, iar bățul s-a rupt. Mumia a început să își scoată bandajele. Max a fugit, dar mumia și-a folosit bandajele ca o frânghie, ca să-l ia de picioare pe Max. Lasă-mă, dăm drumul, lasă-mă în pace, dăm drumul, lasă-mă, 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 dăm drumul! Max a căzut în timp ce fugea. L-a implorat să îi cruțe viața. Nu, 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 lasă-mă, dăm drumul! Lasă-mă, lasă-mă, dăm drumul! După cum am spus, mă voi întoarce și nu voi lăsa pe nimeni viu. Pe nimeni!
Cu puteri supranaturale, mumia a legat bandajul deasupra unui copac și l-a tras pe Max în aer. Mumia a atins copacul și crengile l-au înconjurat pe Max, stringându-l puternic. Sângele de pe mâinile mumiei au pătat copacul. Max era îngrozit. Salvează-mă! Salvează-mă! Ajutor! Ajutor! O altă bucată de bandaj s-a înfășurat supranatural în jurul gurii lui Max și nu mai putea vorbi. În apropiere, Sheldon conducea rapid. Drumul era complet pustiu. Când a zărit strada Baker, a văzut că Max era legat de crengi atârnat de copac și mumia a dat apoi foc copacului. Sheldon era hotărât să-și salveze șeful. A accelerat și l-a lovit pe monstru cu mașina. Mumia s-a rupt în bucăți și a căzut la pământ. Sheldon a ieșit din mașina avariată și a ajuns la Max. Domnule, sunteți bine? Așteptați, vă dau eu jos! Ai ajuns la timp, Sheldon! Creatura urma să mă omoare! Apoi, bucățile mumiei au început să se conecteze din nou. Sheldon era șocat să vadă asta. Mumia a devenit și mai groaznică după îmbinarea părților. Ieșiți acum, domnule! Nu mai avem timp! Mumia s-a ridicat în spatele lui Sheldon și l-a apucat de gât, rupându-i oasele. Max se chinuia să scape, dar mumia a venit în fața lui. Max tremura de frică. Mumia și-a scos bandajul de pe corp și l-a înfășurat în jurul lui Max, strângându-se tot mai mult în jurul lui, apăsând gâtul și brațele. Sheldon stătea pe pământ, nu putea să se ridice, dar și-a amintit de starea pe care a luat-o din birou în mod inconștient. A luat-o și a aruncat-o spre mumie. Mumia a țipat în dureri în timp ce corpul îi era ars de sare. Apoi bandajele i-au luat foc și mumia s-a trântit la pământ. Sheldon l-a scos afară pe Max. Domnule, sunteți bine? Da, sunt bine, Sheldon. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu veneai. Domnule, ce putem face cu mumia? Nu o putem lăsa așa. Trimite-o înapoi de unde a venit. Nu o vrem în orașul nostru. Nu uita, nu spune nimănui de acest incident. Nu vreau ca oamenii să audă vorbe rele despre muzeul nostru. Mai târziu, niște oameni scoteau cutia mumiei din muzeu. Sheldon și Max au văzut că mumia era mutată de oameni. Apoi Max a întrebat. Sheldon, cum ai avut ideea să stropești mumia cu sare? Domnule, am văzut asta într-un film. Am zis să încerc și am reușit, domnule, ne-am salvat viețile. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu vedeai acel film. Nu știu, domnule, ce s-ar fi întâmplat atunci. Ambii s-au uitat unul la altul și au oftat ușurați când au văzut mumia plecând. După câțiva ani, doi oameni deschideau cutia mumiei și o puneau într-un muzeu nou. Atunci mumia și-a deschis ochii. Sfârșit.